O zi pe alta. N-avem unde să muncim, n-am unde să lucrăm. Pisu la mamă, pisu. Nu stai, stai. Dă-mi cuțetul ca să mă duc după mătul în pădure. Acum am ideea. Nu așa. Nu. Găsește acolo, mă. Așa. E, da. Mai puțin e. Vezi, mai încolo e? Să mai vede, mai este. Ai frunză multă pe ea, nu? Pentru măturat, în curte, asta. Să face mătură bună din asta. Să ține mult mesteacă noastră. George, pe acolo mai e? Aici mă strâmbe la deal. Ia ca ieșim la deal aici, ca pe vârf fost aici. Băi, hai să facem de frunze. Uite la mine, vezi? Da. Eu am învățat de la bătrânii mei. Atât. Așa. Da, bă, băie. Să plecăm. No, hai da. No, Doamne, ajută-ne, Iisus. Mergem să tăiem, să facem mături. Hai, să mergem cu ei. Trebuie să-mi aleg numai paprul fină, ceva fin, fin de tot, ca să lucrez cu ea, că altfel n-am cum. Praștia e principalul. Dacă praștia nu-i scosă bine, nu-i fină, subțirică, trasă la cuțit, nu faci nimic, nu poți să lucrezi. Încep, da, cu o papură direct. Și apoi după aceea, bag după cum cere
după cum ceri rândul. Degeaba un rând îl pui mai gros, unul mai subțirel, că atunci n-ai făcut nimic. Uite, scoți praștie ca să pot să fac mărturii. Deci așa vine, uite, așa. Așa, încă una vine aici. Uite, așa. Le este așa la zi, dacă am praștia scosă, fac două pe zi, știi, din astea. Ați terminat? Le-ați făcut? Și ai făcut și din asta fără coadă? Da. Nu, acum trebuie să-i pui o coadă. La asta trebuie să-i punem o coadă.
mărturile când se face mai mult toamna, se poate culege, că toamna nu are frunză pe el, se opresc unde știe că sunt cercuri, așa se numește cercuri. O mătură bună trebuie să fie, să aibă praștia strânsă bine, ochiurile să nu joace și să nu fie groase la nuiele, ca să fie ușor de măturat, ca să poată să măture fiecare. Aceasta este o mătură făcută stil mătură de-ntregul. Populația din asta trăiau în Belin Vale. Făcea un stil de coș, așa, care mergea după bureți, după lemne, îl folosea, se îngrădește, se făcea chivigul, cum se spune cercul, ramele făcute, care sunt făcute, și se îngrădea frumos din răchită. O meserie care acum prea puțin se practică, dar așa acum se face la noi și se face în continuare și vrem să nu se piardă această meserie. La nimeni să nu le fie rușine că meseria e brățea de aur. Tot timpul. Suntem invitați la Sfântul Gheorghe cu aceste materiale prezentate, cu mături, cu coșuri, cu tot ceea ce știe și eu mă mândresc și aș vrea întotdeauna să rămână acest meșteșug, să nu se piardă, ca și bătrânii noștri care au frecventat aceste materiale. Din asta au fost ca să poată să trăiască. Din asta întreținea 5-6 familie care avea și 12 copii. Prima dată se leagă chivigul ăsta, așa se spune, chivig. După aceea se pune picioarele astea, două picioare. După ce se prinde picioarele, se dă aici un rând din ăsta, în tăritura coșului aici. După aceea vine băgate trei rame într-o parte, trei în alta și vine pe mijloc băgat încă astea două. Și după aceea te ridici până mai sus, cam așa, și după aceea înrămezi tot. Se bagă toate ramele complet, după ce se bagă toate ramele complet, îngrădești corect până îl termini.